Am vorbit despre acest atentat care a avut loc în Noua Zeelandă, care s-a soldat cu mai mult de 40 de morți și zeci de răniți. Oameni care au venit să se închine lui Allah. Oameni care au intrat în moschee să se roage. Au fost atacați și uciși în moschee. S-a postat live pe Facebook această crimă. Criminalul în sine a pus o cameră și a filmat tot ceea ce a făcut. De aici vedem câtă răutate, câtă dușmănie, cât de neom este această persoană. Este acest criminal sau sunt acești criminali? Allah să ne ferească acești oameni, în ghilimele, între ghilimele îi numim oameni. Îi numim oameni pentru că au fost creați de Allah ca oameni, dar ce e în capul lor nu este o faptă pe care o poate face un om. Datoria noastră față de astfel de atentate, astfel de evenimente e indiferent de religia omului. Trebuie să avem stăpânire de sine. Am văzut mesaje pe internet că au venit cruciații, că era creștin, nu știu ce. Nu. Nu asociați, nu atribuiți această faptă religiei. Eu atribuim unei persoane bolnave care a făcut acest lucru. Am spus indiferent, pentru că și noi la rândul nostru, când au fost atentate care s-au făcut în numele religiei și au țipat Allahu Akbar și nu mai știu ce, și pe noi ne-a deranjat faptul când au spus oamenii, uite musulmanii ce fac. Și am țipat în gura mare, nu ne băgați în aceeași oală cu criminalii aceia. Este și dreptul lor, dar este și datoria noastră să nu-i băgăm în aceeași oală pe toți. Că era australian, că era creștin, că era ce era. Nu avem treabă, nu avem treabă cu persoana. El este criminal. Nu atribuim această faptă familiei lui, religiei lui, prietenilor lui, decât dacă au fost cei care l-au influențat. Și de aceea, în clipa în care noi replicăm, dăm în replică, la nervi, la supărare, facem aceeași greșeală, nu suntem diferiți de el. Nu suntem diferiți față de el, pentru că noi nu facem decât să însămânțăm, să înrădăcinăm și mai mult această ură și dușmănie pe care ne chinuim să o aruncăm dintre noi. Și aceste atitudini vor duce la alte fapte similare. Allah să ne ferească. Allah subhanahu wa ta'ala spune foarte clar în Coran. Să nu vă poarte ura, dușmănia față de un neam, să fiți nedrepti față de ei. Adică dacă dintr-un neam, dintr-un popor, cineva ți-a făcut o dușmănie, ți-a făcut un rău, spune Allah subhanahu wa ta'ala să nu fii nedrept față de ei. Ce înseamnă acest lucru? Să nu-i faci rău la fel. Să nu-l iei dacă cineva ți-a bătut copilul, te duci și bați copilul. Nu. Este nedreptate. Ce vină are familia lui, ce vină are copilul lui, ce vină are nu mai știu cine. Nu. Vina o poartă el singur. Bine, și în cazul în care sunt eu o mișcare, eu o grupare, au aceeași mentalitate și nu știu ce, toți mentorii lui vrând nevrând sunt părtași. Vrând nevrând sunt părtași. De aceea, la astfel de situații nu trebuie să rămânem tăcuți. Când vezi o nedreptate, ai datoria să o îndrepți, să o rezolvi, dar în același timp nu depășești. Nu depășești limitele. Deci punem lucrurilor pe nume. Cu stăpânire de sine. Nu sărim, cum se spune, sărim calul. Gata, s-a întâmplat, hai, mergem peste ei. Nu. Nu există așa ceva. De aceea versetele în Coran sunt foarte clare. Ai ură, dușmanii față de un neam, să nu te poarte cumva, spune Allah subhanahu wa ta'ala, să fii nedrept. Adică să comiți la rândul tău o nedreptate. Pentru că atunci te-ai dus împreună cu ei. Nu există diferență între tine și ei. Allah să ne ferească aceste lucruri. Noi avem datoria ca în fiecare clipă care o trăim pe acest pământ. Avem datoria noastră, morală, religioasă, cum vreți să o numiți, să fim drepti. Și să chemăm la dreptate. Și să nu tăcem la o nedreptate. Foarte important. Sunt mulți oameni care cheamă la dreptate. Sunt mulți oameni care îndrumă la dreptate. Dar vedem și foarte mulți oameni care tac când văd o nedreptate. Pe aceștia profetul Muhammed i-a numit șeitan muți. Șeitan care nu vorbesc. Șeitan ahras. Cel care vede o nedreptate și tace. Adică poate să intervină. Poate să schimbe acel lucru, dar cum vine. Se face că nu vede. De aceea chemăm la dreptate. Facem dreptate și nu rămânem tăcuți la o nedreptate. Orice nedreptate trebuie taxată. Poți să intervii să ajuți? Ajuți. Este datoria ta. Este datoria ta. Acesta este mesajul islamului. De aceea să nu ne poarte o astfel de știre, un astfel de atentat. Cât de crud o fi el.
filmat video live și așa mai departe, să nu cumva să ne poarte să fim nedrepti față de oameni. Sau să ne poarte să fim nelegiuiți. Vedem mulți musulmani care au început deja să înjure pe internet. Tot felul, s-au tace religii și nu mai știu ce. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a primit mesaj de la Allah subhanahu wa ta'ala și a spus: și nu înjurați pe cei care cheamă, sunt chemați în afară lui El, adică cei care sunt adorați de ceilalți. Nu îi înjurați zeii, pentru ca nu cumva și ei la rândul lor să-L înjure pe Allah fără știință. Și profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam spune într-o relatare, vorbind de respectul datorat părinților: și nu vă înjurați părinții. Nu a spus într-o altă predică că Coranul ne spune foarte clar: وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. Și nu le spune uf părinților. Profetul sallallahu alaihi wasallam a spus: și nu vă înjurați părinții. A spus companionul trimis al lui Allah: cum să ne înjurăm părinții? A spus: înjurați pe părinții altora și aceia vin și vă înjură părinții. Aceasta este să-ți înjuri părintele. Poate nu-ți înjuri direct părinte, dar înjuri părintele altuia. Cât de scump este pentru tine părintele tău, atât de scump este pentru el și valoros părintele lui. Și de aceea, în clipa în care vii și i-ai înjurat părintele, el o să vină și îți înjură tatăl, mama. Și în această clipă, profetul sallallahu alaihi wasallam spune: tu ești precum cel care și-a înjurat singur părinții. Allah să ne ferească. Și de aceea, toate aceste lucruri sunt importante. Mesajul Islamului este atât de frumos și atât de clar, încât cei care nu reușesc să-l urmeze, au nevoie de puțină gândire. Cei care pretind că comit în numele religiei și atacă în dreapta și în stânga, aceia trebuie să citească, să înțeleagă mesajul lui Allah, să citească viața profetului și după aceea să treacă la practicarea religiei, așa cum profetul sallallahu alaihi wasallam a vrut de la noi să practicăm. Inshallah să fim dintre acei drept credincioși care pun în practică mesajul lui Allah subhanahu wa ta'ala, așa cum Allah subhanahu wa ta'ala